se audă. N-a mai trebuit să mai apăs pe nimic, deci cred că e ok. Da. Bună ziua tuturor! Pentru Bună cei ziua. Care nu mă cunosc, numele meu este Titiana Popa. Sunt practician body code și am dezvoltat o metodă proprie intitulată Vindecarea prin cuvânt. Acest lucru se datorează și domnului profesor Dumitru Constantin Dulcan, care m-a susținut și m-a ajutat în perfecționarea și structurarea acestei metode. Și rezultatele au fost pe măsura suportului. Astăzi avem mare bucurie de a-l avea alături de noi pe domnul profesor Dumitru Constantin Dulcan, care cu siguranță este, nici nu am cuvinte să vă spun, fiindcă toată lumea îl cunoaște pe domnul Dumitru Constantin Dulcan. Toți românii au auzit de dânsul și îl iubesc și primesc atâtea mesaje care îmi spun. L-am urmărit pe domnul profesor și l-am văzut împreună cu dumneavoastră. Și domnul profesor vă transmite, multă lume vă transmite mulțumiri pentru acest lucru. Că, da, o să ne asociez de lumea tandem. Așa cum i-ați obișnuit pe oameni, ați fost foarte preocupat de vindecarea sufletului și metoda pe care noi am structurat-o, asta, de asta se ocupă, de vindecarea sufletului. Da, deci o terapie a sufletului. Este o terapie sufletului. Se pare cel mai corect să spunem terapia sufletului. Minunat. Există și o medicină a corpului fizic. Exact. Dumneavoastră v-ați ocupat de amândouă, din fericire. Deși, doamna Titiana, trebuie să spun că nu poți să faci o separație netă, pentru că ce faceți dumneavoastră este și o terapie a unor tulburări care au un substrat funcțional, organic. Asta înseamnă că depășește doar simpla terapie funcțională. Și știm împreună o serie întreagă de cazuri care au avut suferințe cu suport organic lezional și care au avut un rezultat excepțional de ordin terapeutic prin tehnica pe care o folosiți. Deci, da. Este o terapie a sufletului, așa cum vorbim de medicina funcțională, dar uneori sunt și implicații ca suport lezional al unei suferințe și iată că și acele, multe din ele au avut un rezultat care este uimitor, dacă stăm să ne gândim, dar în orice caz foarte util celor care vă solicită. Așa este și bucuria este extraordinară să vezi când, rezolvând o durere sufletească, se rezolvă partea fizică, fiindcă acea parte fizică, de fapt, a fost afectată de o anumită suferință sufletească. Și de una, spuneți, vă rog. Ce își putea eu adăuga aici? Am putea să spunem că vreau să vă ocupați de domeniul foarte delicat al emoțiilor care sunt captive, emoțiilor nerezolvate. Și asta mi se pare un lucru extraordinar, pentru că emoția nu o poți măsura. Emoția are un caracter prevalent subiectiv. Te emoționezi, ai, mă rog, toată gama, tot registrul de emoții, nu? De la tristețe, de dezamăgire, îndoială, teamă, anxietate, etc., conflict și consecințele lor, care sunt și de ordin emoțional și de ordin fizic, evident că își găsesc o rezolvare, iată, prin această metodă a codului emoțiilor, să-i spunem, dar lucrul ăsta este extrem de important pentru că medicina clasică are mai puțin, să spunem, o șansă de a rezolva aceste probleme care țin de consecințele unor emoții captive, nerezolvate, să spunem. Și iată că metoda asta se adaugă, dacă vreți, posibilităților terapeutice ale lumii moderne și este extrem de important și ați văzut că aveți pacienți care vă solicită din toată lumea, inclusiv din țara noastră, dar nu numai. Zilnic cineva mă întreabă.
adresa dumneavoastră. Mulțumesc. Dar trebuie să spunem că acest webinar l-am făcut special pentru românii stabiliți în Franța. Acolo avem un român cu o inimă mare care își dorește să aducă cât mai multă bucurie și vindecare românilor de acolo. Și aș vrea să mulțumesc, probabil cu asta trebuia să încep, cu a mulțumi domnului Marcel Mihalache, care la rugămintea dânsului am făcut acest webinar pentru a aduce și a ajuta pe românii de acolo să cunoască și o altă parte de a putea să primi vindecare. Și altă cale terapeutică. Și altă cale terapeutică. Iată, s-a dovedit destul de eficientă. Eu nu spune că înlocui medicina clasică. Majoritatea oamenilor care solicită să aibă, să intre cu noi în conexiune pentru a-și vindeca ceva, sunt oameni care, evident că au fost văzuți și de medicina clasică, dar care, poate, nu au avut un efect și atunci recurs la această metodă. Și este extrem de interesant, dacă vreți, pentru mine ca om, să spun, care practic medicina clasică, unele rezultate mi se par de-a dreptul uimitoare. Cum ar fi aceea să răspunzi de la o distanță? E puțină lumea ar crede, mai ales dintre cei care sunt sceptici, că poți să vindeci o durere la distanță de 6.000 de kilometri sau 7, nu știu cât e până la Dallas. Da. Deci e o realitate. O realitate care trebuie să o constatăm. Până la urmă lucrurile stau așa. Este neapărat important cum explicăm un lucru. Important este că funcționează. Deci efectul terapeutic care se poate înregistra între un pacient și terapeut care sunt la distanțe de mii de kilometri, lucrul ăsta, iată, dumneavoastră îl dovediți și mi se pare extrem, extrem de, de relevant și sigur că da, de discutat și ca posibilitate, ca explicație. Da? După cum am spus, deocamdată urmărim efectele. Sigur că putem să emitem o serie întreagă de ipoteze terapeutice și în acest caz. Dar este uimitor că funcționează această tehnică chiar și la distanță. Da, povesteam mai devreme despre acel tânăr balerin care de un an de zile avea dureri la genunchi și la laba piciorului stâng și nu mai putea să performeze. Deci, lucru care îl împiedica să intre în spectacole. Și alaltă ieri am primit un mesaj de la el. În urmă cu o lună a fost a doua sesiune cu el și era atât de fericit că a reușit să danseze în spărgătorul de nuci și mulțumea că datorită acestei tehnici a reușit să se numească din nou balerin. Fac observație aici. Afirmația că acest balerin a devenit din nou funcțional, a putut să zace pe scenă. Nu este doar afirmația dumneavoastră. Adică faptul că omul se simte obligat să mulțumească este o recunoaștere a unui efect. Și atunci are o dublă valoare. Și dumneavoastră constatați un efect, dar mai ales pacientul în sine se simte obligat să vă mulțumească. Păi nimeni n-ar spune că s-a vindecat de o durere dacă acest lucru nu s-ar fi întâmplat. Sau este exclus. Să ai ecouri pozitive din partea unor pacienți fără ca lucrul să se fi întâmplat. Și nu este singur ecou, dar am vrut numai să remarc faptul că el v-a mulțumit spune enorm de mult din punctul de vedere al eficienței terapeutice a ceea ce faceți dumneavoastră. Da. Este un miracol această tehnică. Aproape, și da, e uimitor. Ce face această tehnică accesează subconștientul. Bănui că el era în Anglia și noastră la Dallas, nu? Da. Da. Deci așa ce spuneam puțin mai înainte e valabil. Da. Așa cum am povestit la început, noi am structurat o metodă și chiar am tipărit un ghid, da, vindecarea prin cuvânt și am făcut un tabel care conține un număr de 81 de energii. Între timp am mai adăugat pe o altă listuță alte câteva.
energii care ne afectează viața. E vorba de stările noastre care ne afectează viața. Și e foarte important ca noi, în momentul în care conștientizăm, de multe ori nici nu ne dăm seama, o stare de-a noastră intră în... Mi se pare că așa suntem noi și asta este starea noastră, dar de fapt poate să fie doar ceva care ne domină, o stare, care ne, o energie care ne domină, dar accesând-o, ea fiind bine instalată și ancorată în subconștient și de acolo ne comandă. Noi accesăm subconștient. Da, spuneți. Fac observații aici. Sigur că inițial s-a plecat de la tehnica folosită de Nelson. Da. Dar dumneavoastră ați extins foarte mult registrul, cu mult dincolo de limitele la care s-a oprit Nelson. Și acesta este un merit care va aparține în totalitate. Când vorbim de energie, de fapt, toate emoțiile acestea au energii. Acele energii care acționează asupra celor, asupra structurilor din corpul nostru, atunci când sunt nerezolvate sau captive, sunt cele care, având efecte de ordin fizic, durele, de pildă, sau de ordin psihic, emoțional, e bine, acest registru pe care dumneavoastră l-ați extins foarte mult, ați dat posibilitatea unui număr de pacienți mult mai mare decât tehnica inițială pe care a folosit-o după cursurile lui Nelson. Și asta este foarte important pentru că sunteți deja într-un alt registru terapeutic, mult mai extins. Și deci, consecința e că mult mai mulți pacienți pot să beneficieze de tehnica pe care o folosiți dumneavoastră. Deci e foarte important. Să beneficieze și să învețe. Aș putea vorbi mai mult de acest tabel, adică cum ajungeți la ele, pentru că e important de înțeles cum puneți diagnostic și mai mult decât atât. Am sezizat că nu numai prin tehnica asta neuromusculară de găsirea cauzelor ascunse, că de fapt despre asta este vorba. Omul nu știe, este o cauză ascunsă pe care nu o ai și atunci trebuie să explorezi subconștientul unde toate aceste emoții își depozitează consecințele lor și dumneavoastră ați extins cu mult acest tabel de cauze și este important să le spuneți și nu numai asta. Folosiți și testul acesta neuromuscular prin care decelați cauza, dar dincolo de asta, spuneați că aveți și sunt convins, aveți chiar și intuiția lucrurilor și oamenii rămân chiar uimiți când le spuneți când a apărut, în ce moment din existența lor s-a întâmplat această întâlnire cu emoții sau ați avut un eveniment în care a trăit o emoție din asta nerezolvată. Da. Cum începe această tehnică? Cum începe o sesiune? Pentru cei care n-au văzut până acum o sesiune desfășurată de mine. Deci întotdeauna se începe cu rugăciune. Prin rugăciune, rugăciunea Tatăl nostru, bineînțeles. Eu fiind creștin ortodoxă, rugăciunile mele toate constau în rugămintea către Iisus Hristos și Maica Domnului pentru a primi ajutor. Se face rugăciunea pentru a te putea conecta la puterea divină, la Iisus Hristos și să pot să măsor pentru persoana care are nevoie. În momentul în care am reușit să mă conectez la cealaltă persoană, deja de multe ori din timpul rugăciunii încep să se întâmplă, nu întotdeauna, dar sunt momente în care încep să simt o durere în corpul meu și atunci imediat parcă vine așa, corpul celuilalt se grăbește să-mi spună, știi, mă doare ficatul sau mă doare capul sau mă doare mâna. Este ca și cum ați intra în aura lui energetică, în corpul energetic. Evident că toate corpurile fizice au și un corp energetic care îl însoțește și informațional. Deci, prin rugăciune e foarte interesant că, iată, îi intrați, dacă vreți, pur și simplu, în sens, în structura lui senzitivă, în corpul lui și intuiția se întreagă de cauze ale suferințelor cu care mi se adresează. Este excepțional de important. Și să spun că lucrul ăsta nu se întâmplă chiar la toată lumea. Contează foarte mult cine aplică o tehnică. Dumneavoastră aveți niște însușiri pe domeniul ăsta pe care trebuie să le remarcăm. Mulțumesc. Da, și prin accesare, deci prin conectarea la acea persoană, se va accesa subconștientul. Prin întrebări, folosind tabelul, eu am folosit și body code și îl folosesc acum în paralel
Body Code, făcut de Dr. Bretele Nelson. Este un program, un software pe computer care ne ajută și anatomic și nu numai. Dr. Nelson a făcut un program excepțional care cuprinde și toxicitate și paraziți și toată anatomia corpului. Sunt foarte multe categorii în programul lui și prin măsurătoare te duce exact la emoția sau la oșciorul care suferă. Și e uimitor cum vii și spui, știi, vertebra ta T7 este deplasată. Și omul spune, da, păi am fost la un remene și mi-a spus că este deplasată. Deci o tehnică de decelare a ceea ce se întâmplă subconștient, sondarea subconștientului nostru, ceea ce mi se pare lucru extraordinar. Și după, în momentul în care am reușit și am determinat cauza cu magnetul, deci aici este o folie magnetică, se va merge pe meridianul, deci avem vasul guvernor care este pe, din cerul gurii pleacă vasul guvernor, pe crește până la coccis. Și cu magnetul se merge pe vasul guvernor rostind. De-a lungul coloanei vertebrale. Rostind acele formule de rugăciune pe care eu le-am pus și în ghid pentru cei care vor veni la curs și vor dori să învețe. Și se eliberează acest lucru. Eliberându-se, corpul are capacitatea de a accesa autovindecarea. Noi avem acel blueprint, acea matrice care e informațională, care are absolut toate resursele de vindecare. Deci exprimarea este eliberarea corpului de consecințele unor emoții care au avut acolo un efect de ordin fizic sau emoțional, ceea ce mi se pare extrem. Deci pur și simplu scoateți consecințele unor emoții care au rămas acolo captive. Da. Și care au dat efectele de o durere, o emoție, frică, teamă, depresie, etc. În partea a doua a webinarului de astăzi, chiar o să luăm câteva persoane. Rugămintea este, dacă există cineva care are durere fizică în momentul de față, să fie pregătit cu un magnet pentru a putea lucra pe acea persoană. Deci o persoană, două, deja văd că sunt două persoane înscrise pentru care s-au voluntarizat. Demonstrația practică. Pentru demonstrația practică, da, fiindcă vom face și acest lucru, ca lumea, cred că lucru cel mai ușor oamenii înțeleg atunci când li se demonstrează practic. Oricât de mult am vorbit noi, dar omul în momentul în care vede foarte clar cum se desfășoară această tehnică, este modul cel mai simplu de a înțelege și îmi doresc să țin lucrurile cât mai simple. O imagine vizuală face mai mult decât o tonă de cărți. Da, este minunat. Și alt lucru ce mai face această tehnică, dând la o parte acele dezechilibre care au adus, care au deteriorat starea de bine din corpul nostru, deci dând la o parte aceste dezechilibre, noi putem aduce înapoi bucuria în suflet. Și aici aș vrea să atrag atenția ca tot să facem diferența între plăcere și bucurie. Plăcerea este cea care ne alimentează creierul. Bucuria. Sau plăcerea este a corpului fizic și bucuria sufletului. Bucuria este a inimii. Ne inundă sufletul. La bucurie, de câte ori ne vom gândi, ea se va activa. La plăcere, după ce s-a consumat acea plăcere, să zicem că am avut plăcerea să-mi cumpăr o mașină. După ce mi-a cumpărat acea mașină, am avut acea plăcere, dar peste 10 ani, când o să mă gândesc la acea mașină, nu o să mai fie așa o plăcere. Chestie banală, da. Mi-a cumpărat o mașină acum 10 ani care mi-a plăcut foarte mult. Dar nu se va activa acea chimie în corpul nostru care s-o simțim peste tot. Va fi ceva liniar.
Deci aici oamenii trebuie, deci foarte, societatea de astăzi ne împinge spre plăceri. Tot consum. Ce vedem în media este un consum și o împingere a consumism. Da. Aici oamenii cred că ar fi bine să conștientizeze și să se orienteze spre suflet, spre bucuria sufletului, fiindcă ea este cea care rămâne permanent. De-aia și numim terapia sufletului, nu? Exact. Sufletul e cel care se îmbogățește, explorează și pur și simplu se înflorește. Se produce acea chimie extraordinară de care ne vorbeați. Da. Păi toate se duc până la urmă la chimie. Da. Începem de la energie și trecem prin chimie și fizic. Le trei stări. Cum ne povesteați la un moment dat că atunci când există o conversație, chiar și telefonică, între cineva, când este o conversație plăcută, frumoasă, corpul nostru se încarcă de fotoni. Armonioasă, da. Ne încărcăm, se spune că ne încărcăm cu foton dacă avem, să spunem, un instrument de măsurare a fotonilor, care de fapt înseamnă energie vitală, forță. Exact. Deci dacă o discuție este plăcută, armonioasă, și unul și celălalt din cei doi parteneri se încarcă cu foton, cu lumină, deci cu energie, forță vitală. Dacă din potrivă discuția este, asta e interesant, că e indiferent de ce distanță. Deci, vedeți, distanța asta de mii de kilometri funcționează și pentru bine și pentru negativ. Deci faptul că în momentul în care ai o discuție plăcută, te încarci cu energie și invers, o discuție în discordanță, contrarietate, în contrară sau cu elemente de stres, atunci și unul și celălalt din parteneri pierde enorm de mulți fotoni, deci pierdem energie, pierdem forța, energia care ne animă, energia fizică. Se scade pur și simplu forța, puterea. De aceea este extrem de important să ne controlăm gândirea, să știm ce gândim, cum gândim și în ce situații ne situăm ne pune viața de fiecare clipă. Pentru că accepta stresul, discordanța, neînțelegerea, nu mai vorbesc de ură, de disperare, dar și mai ales de îndoială. Foarte important. Îndoială este o stare psihică capabilă să anuleze un efect teoretic terapeutic. Când spuneam eu că și dacă te duci la un funcționar public să rezolvi o problemă și te îndoiești că s-ar putea să ai succes, este ca și cum funcționarul ăla ți-a citit gândul și chiar te dezești că pur și simplu n-ai niciun succes. Din potrivă, dacă te duci acolo cu convingerea că ți se rezolvă problemele, este ca și cum câmpul tău de energie anticipează înaintea ta și acel funcționar pur și simplu îl înduple să-ți aprobe. Eu am văzut asta în 77, ne-am avut un congres la București, eram pe atunci secretarul științific al Societății Române de Acupunctură și a venit Thelma Moss, o profesoară de psihologie din California, a fost actriță pe Broadway, care a făcut niște, în procedeu Kirlian, fotografia aura energetică a lucrurilor. Și arăta acolo, de pildă, cum două persoane care se agrează, se iubesc, să spunem, doi îndrăgostiți. Vedeai cum două câmpuri de energie, mai întâi ele erau cei care se uneau și pe urmă se îmbrăcau într-o singură sferă, roză, ca un trandafir splendid. Arăta, de pildă, un pacient care, o asistentă, vrea să-i facă o injecție. Lui era frică de injecție și el fugea înainte și arată cum câmpul lui de energie e înaintea lui, ăla fuge înaintea lui și sora după el cu o siringă. Foarte nosti, foarte nosti. Foarte. Și sunt lucruri care impresionau vreo 20 de minute. Mi-a plăcut teribil cum le-a explicat la sfârșit de toți. Ea spune, deci țin minte din 77, zice, ce sunt toate acestea? Mistere, mistere, mistere. Splendid. Adică
Era prima oară când se reușea să se fotografieze câmpul de energie, ceea ce este formidabil. Orice corp fizic are un câmp de energie. Diferența între viu și neviu este aceea că acest câmp care înconjoară ființa vie în dinamică, într-o continuă variabilitate, în timp ce dacă fotografiem câmpul unei chei, e fix, nu are nicio variabilitate, că nu e în dinamică, nu e o ființă, este doar un corp fizic. Asta e singurul lucru, dar toate lucrurile, până la ultima cuantă de energie, a ultim substrat este energie. Noi punem mâna pe lucruri solide, pentru că suntem în lumea macroscopică în care, evident, aparența lor este și consistența este fizică, dar dacă mergem cu descompunerea lor până la ultima secvență, ultima secvență nu este numai ce în substanță, este doar o energie. Foarte interesant. Asta este lumea existență. Ochii noștri refac și gândirea, conștiința. Conștiința noastră este cea care transformă toate lucrurile în intimitatea lor în câmpul cuantic, sunt o undă. Aceasta este unda aia care este non-fizică, imperceptibilă, pur și simplu conștiința noastră o transformă din undă în particole și aduce în câmpul nostru și sesizăm structura ei. Deci noi ne creăm propria realitate. Asta este una din proprietățile fabuloase, după opinia mea, ale conștiinței. Deci Creatorul ne-a lăsat această șansă teribilă ca noi să ne construim propria realitate. În funcție de educația noastră, de cunoștințele pe care le avem, de interesele pe care le avem, important este că noi pur și simplu aducem din câmpul cuantic unda invizibilă într-o formă vizibilă, perceptibilă. Așa ne orientăm noi în existență. Se pare un lucru colosal. Asta este, sunt noțiuni de fizică de ultimă oră, fizică cuantică, de la care avem enorm de mult de învățat. Pătrundem într-o intimitate a lucrurilor pe care înainte de descoperirea fizicii cuantice n-am fi știut. Minunat! Pentru că ați vorbit de acel câmp energetic care poate fi fotografiat și acea frică, de foarte multe ori mi s-a întâmplat să găsesc o energie de nehotărâre care a afectat genunchii. Deci, energia de hotărâre care a afectat genunchii cuiva. Nehotărârea ce face? Spun, gata, fac asta și îmi dau drumul la energie înainte. Deci, energia noastră pornește înainte, după care mă răzgândesc și trag înapoi. Și iară vreau să fac și iară mă răzgândesc. Balansarea asta energetică, de fapt, gândul nostru va slăbi genunchii. Deci, de foarte multe ori, energia de nehotărâre am găsit-o în afecțiunile genunchilor. Deci, pentru cei care ne ascultă, trebuie să se gândească și să-și ia un magnet și să scoată acea energie de nehotărâre și ei să fie conștienți și să fie hotărâți. Să se gândească de mai multe ori înainte de a-și propune un obiectiv și în momentul în care s-au hotărât, să fie hotărâți, să meargă înainte, dacă vor ca genunchilor să fie solizi. Deci asta a fost extraordinar ce ați spus și gândul meu a venit imediat la acest lucru. Ce spuneți dumneavoastră are o explicație perfectă prin noțiunea de fizică cuantică. În câmpul cuantic există sub formă virtuală toate posibilitățile de universului. Noi avem acces doar cu condiția să avem o convingere fermă că acel lucru îl dorim așa. În momentul în care te îndoiești, ai în această nehotărâre, cum spuneți dumneavoastră, lucrurile nu merg pentru că pur și simplu noi, convingerea este cea care dă forma, dă materialitate gândului. Ori dacă te îndoiești, evident că nu ajungi la materializarea gândului pentru că gândul tău este un gând nehotărât, nedeterminat. Vă ascult. Am sesizat când eram la liceu, trebuia să facem săritura peste cal. Deci, la capră sau la cal? La cal, săritura la cal. Pus mâinile pe cal și rotire în aer, să sar în picioare. Acolo a fost prima dată când am observat că dorința e cea care pur și simplu te ridică în aer și te face să zbori. Deci am văzut-o, fiindcă era obligatorie săritura și trebuie, eu de felul meu fiind o curajoasă. La început m-am îndoit. Prima săritură n-a fost bună. Dar a doua, când mi-am pus gândul că eu o să zbor sărind pe
vertical. După aceea, zeci de sărituri le-am făcut. Deci era ceva miraculos, fiindcă dai drumul energiei din tine să poată să fac, să învingă fizica. Fiindcă gimnastele noastre înving fizica prin mintea lor. Deci ce spuneți dumneavoastră este extrem de important pentru noi toți, evident și cei care ne ascultă. Determinarea, hotărârea, convingerea că acel lucru este posibil duce la materializarea gândului. Îndoiala, neîncrederea este urmată de eșec, ci dimpotrivă. Convingerea că acel lucru este posibil, exact cum spuneți, duce la succes. Deci e foarte important în ceea ce hotărâm noi în viață să nu plecăm nehotărâți, ci dimpotrivă, să gândim lucruri foarte ferm. Asta înseamnă fermitate, convingere, nu îndoială, nu nehotărâre. Și asta e valabil pentru tot ceea ce facem noi în viață. Noi putem să ne construim pe noi înșine, putem să obținem, să avem succes. Și sunt suficient de multe cărți în domeniul ăsta în care succesul în viață, dezvoltarea psihologică a personalității, în care vorbesc de condițiile succesului. Trăirea convingerii, fermitatea, determinarea. Da, așa e și în boală. Dacă ai îndoieli, succesul vine sau deloc, ori greu, ori deloc. Da. Eu am urmărit pe bolnavii mei când lucram ca șef de clinică. Dar cei care aveau încredere, pur și simplu mergeau foarte bine, foarte bine. Cei care se îndoiau de sine, erau reticenți, vindecarea venea greu. Foarte greu. Această tehnică, spun eu că ajută și construiește încrederea persoanei care ajunge să ia contact cu această tehnică. În momentul în care vii și măsori și spui, tu ai o energie de furie și ce da, mă furi foarte repede sau ai o energie de încăpățânare și da, sunt foarte încăpățânată, am luat-o de la mama sau de la tata. Deci toate stările astea care vii și le spui omului cresc încrederea. Îi vor crește încrederea. Da. Și foarte mulți la sfârșitul terapiei spun absolut tot ce mi-a spus. Așa, ați avut dreptate, nu l-a știut. Din acest tabelaj care a venit în urma muncii mai multor ani și foarte mult, sute de oameni cu care am lucrat au ajutat la structurarea acestui tabel care ne este de mare folos în accesarea autovindecării și în echilibrarea aducerii stării de bine din corpul nostru. Da, tocmai v-am spus că ați extins foarte mult registru posibilităților lucrând la acest soft. De fapt, asta e un soft. Un tabel cu informații care duce la diagnostic și, evident, suntem în domeniul subconștientului în care sondăm tot ceea ce depunem noi în subconștient, că nu numai este și zgura gândurilor noastre, sunt și lucrurile fericite, dar și foarte multe lucruri. Și evenimente trăite, sigur, cu consecințele nedorite ale lor. Și atunci, ele lucrează și ne trezim cu tulburări de ordin fizic, cu dureri, cu dezamăgiri, cu depresii, frici, obsesii. Și tehnica este tocmai asta, despovărează omul de aceste consecințe, ceea ce mi se pare formidabil. De aceea, bine a spus, pe măsură ce activitatea noastră de terapie se extinde, puteți întâlni și alte cauze pe care să le adăugați la acest tabel. Adică el se îmbogățește de fiecare dată prin practica pe care o aveți. Asta mi se pare foarte interesant. Este o medicină dinamică, dacă vreți. O medicină care nu se oprește niciodată. Este o continuă cercetare. Și da. Persoanele care au venit la mine m-au obligat să cercetez și să gândesc ce altceva. Fiecare caz e unic. Și atunci, modul de abordare, bineînțeles, pentru fiecare este unic. Și obligă mintea să lucreze și să caute și să înțeleagă, de fapt, ce se întâmplă acolo. Și da. Este un miracol în momentul în care
reușești să accesezi, să vezi că, de fapt, într-o stare de anxietate, inima omului nu comunică cu creierul. De mintea vrea ceva, sufletul vrea altceva. Și când îi explici omului, uite, așa stau lucrurile. Mintea ta spune ceva, sufletul tău vrea altceva. Ce exact așa este, exact așa sunt. Dar parcă nu au curaj să se întâlnească mintea cu sufletul. Și atunci vii și îi dai la o parte neîncrederea, îi dai la o parte frica, îi dai la o parte dezordinea, care și asta poate să fie. Deci sunt energii de dezordine, de dezinteres, de claustrofobie. Da. O energie de claustrofobie poate să afecteze acea comunicare. O, dintre... Câți oameni au asta? Câți oameni au asta? Știu. Da. Și sau, o energie de răutate, iarăși. Răutatea vine din minte, nu din suflet. Mintea care ne minte. O greutate sufletească, iarăși. Împiedică acea... Da. Deci foarte multe cazuri de depresie, de anxietate, în care am găsit această deficiență de comunicare a minții cu sufletul. Și atunci, când dai la o parte și rogi inimioara să vorbească cu creierul și creierul să vorbească cu inimioara, este miraculos ce se întâmplă. Am văzut de-aia spunem terapia sufletului. Acolo lucrurile se petrec la nivelul cel mai subtil, cel mai dificil pentru medicina clasică. Cel mai dificil de abordat. Gelozia, divorțul, pierderea unei persoane dragi. Toate aceste lucruri au consecințe de frică, de anxietate, de depresie și merg până la consecințele de ordin fizic. E, cu această terapie poți pur și simplu să-l salvezi pe un om din depresia care a fost determinată de evenimente pe care le-a trăit. Și nu toate sunt evenimente fericite, după cum bine știm cu toți. Da, suntem expuși în fiecare zi la tot felul de evenimente. Vrem, dar nu poți să elimini în viața noastră stresul. Da, dar trebuie, este bine să ne gândim că întotdeauna există două variante de a ne manifesta. Cel puțin două variante. Deci avem o situație stresantă. Aleg să mă enervez și să reacționez cu răutate sau cine știe cu ce alt. Sau inspir, expir și mă gândesc cum aș putea eu să rezolv această situație care să fie favorabilă mie și să-mi protejez și corpul fizic, fiindcă reacționând rău, nu fac decât în primul rând să-mi afectez corpul meu. După aceea îl afectez și pe celălalt, dar primul beneficiar de acea răutate este cel care o manifestă. La fel cum neiertarea, de multe ori le spun la mine, neiertarea ne dezleagă de trecut. Deci, da. Oamenii care reușesc să ierte, reușesc să se vindece. De aceea, am un eveniment de dorit, da. O spovedanie, când mergi la preot și spovedești și preotul te ajută să-l ierți pe cel care ți-a greșit și vezi că ți-a trecut durerea de spate sau de cap sau de picior. Fiindcă ai făcut acea spovedanie, e acea dezlegare de trecut care întreținea. Deci acea stare la care tu ai hotărât să renunți. Dar nu ne dăm seama întotdeauna, fiindcă sunt stări care le-am trăit mulți ani în urmă. Și astăzi vin și ne afectează un organ sau o parte din corpul nostru, orice altă parte din corpul nostru. Devin cauze ascunse. Da. Care nu le știi. Și iată calea pe care noi să le descoperiți. Da. Aceea este extrem de important. Le descoperiți și le și eliberați. Adică nu mai rămân acolo. Și astea pot să fie de ani de zile localizate acolo, ori din copilărie. Nu numai de ani de zile, dar am avut, de exemplu, pe cineva din Louisiana de aici, cu o durere de spate, care de ani de zile, durere de spate, chiar este acea persoană a venit special în București, când a fost seminarul nostru în luna august, îmi pare rău că
Nu a fost așa de multă lume și aglomerație încât nu v-am introdus-o, dar este persoana în video, cea în oranj îmbrăcată, în video care l-am făcut la Sara Dares. Acea persoană avea dureri de spate de 2 ani de zile îngrozitoare. În fiecare zi trebuia să-și pună un patch cald să poată să funcționeze. Și la insistențele unei prietene a ajuns la mine. Ea fiind mai sceptică. Și în momentul în care am găsit cu o emoție de durere sufletească pe care o trăise mama ei la vârsta de 8 ani. Deci nici măcar ea, mama ei la vârsta de 8 ani, trăise o emoție de durere sufletească. Și atunci pur și simplu a făcut ochii mari și s-a uitat la mine și spune, știi, la 8 ani mamei mele i-a murit fratele. Deci o suferință pe care mama ei a avut-o. Acum ea, când am lucrat, cred că avea 63 de ani, cam așa. E poveste cu 5 ani în urmă. Și deci acea durere sufletească dorea să fie eliberată, care s-a transmis. Deci mama ei, la 8 ani, ovulul din care această persoană s-a format mai târziu, a fost informat cu acea durere sufletească, care a dus la acea durere de spate. În momentul în care am curățat, acea persoană și spune în video că joacă tenis și poate să facă orice. Deci a dispărut complet acea durere de spate. Foarte interesant. Care nici măcar n-a fost generată de ea. Deci asta mi se pare extraordinar. Că sunt lucruri care oamenii trebuie să fie conștienți că nu doar ce faci tu nu te afectează doar pe tine. Și poate afecta neamul tău. Copiii, nepoții, strănepoții. Poți să preia acea informație care deteriorează corpul și la un moment dat să se manifeste acea informație. Cum vedem, persoane care nu au fumat, n-au făcut niciun abuz și se trezesc cu un cancer la plămâni. Dar bunic din ramura aceea a fumat de-a rupt. Deci acea informație de plămând deteriorat a venit și s-a manifestat la acea persoană, indiferent cât de multă grijă a avut de corp. Dar acea informație poate fi accesată și curățată. Și în momentul în care o curățăm, reușim să accesăm autovindecarea. Da, excepțional. Da. Să decelezi toate evenimentele care s-au depozitat în subconștientul nostru și care rod, pur și simplu este cuvântul rod acolo. Da. Asta e interesant, că acolo unde se fixează ele, unde devin captive, e un singur loc pe care să-l scrii undeva și știi, numai acolo. Și poate să fie oriunde. E? Metoda pe care o folosiți, pur și simplu, îți dă posibilitatea să găsești acel loc al cauzelor ascunse, că asta se cheamă, cauze ascunse, nu le vezi. Și iată ce frumos se pot rezolva. Are lucru. E un roman. Este, s-ar putea scrie cărți. Se poate scrie un roman din asta. Da. Sunt numai una din virtuțile pe care le are această tehnică terapeutică, da, sunt incomparabil mai multe. Și faptul că folosiți rugăciunea, asta îl conectează pe om de o altă dimensiune, de dimensiunea divinului, unde posibilitățile de vindecare nu mai le contestăm, nu mai discutăm, că sunt imense. Și plus, câmpul magnetic al cu care baleați pe vasul guvernor, de-a lungul coloanei vertebrale. Meridianul guvernor este meridianul care guvernează și creierul și conectează toate celelalte meridiane. Și efectul este asupra întregului organism, pentru că el, cum spuneați, pleacă din cerul gurii până la nivelul coccisului și toate celelalte meridiane sunt conectate în acest fel, la nivelul vasului guvernor. Care noțiunea lui vine din medicina tradițională chineză, antică.
Cum le-a descoperit ei? Se pare că n-ai altă explicație. Dacă traduci denumirea punctelor și meridianelor, este o imagine vizuală. De pildă, Regu. Tradus înseamnă punctul de energia băltește. Și este această zonă. În limba originală nu înțelegi nimic. Sau altul. Punctul în energia țâșnește. Dacă traduci termenul din limba originală. Asta înseamnă, după mine, că este o imagine vizuală. Eu am predat multe cursurile de medicină tradițională orientală. Această imagine vizuală mie îmi spune că descrierea meridianilor cu punctele de acupunctură de-a lungul, situația de-a lungul acestor meridiane, cineva le-a văzut când le-a descris. Și sunt oameni și acum care pot să vadă aura, câmpul nostru energetic și să spună ce sunt în el. Șamanii, de pildă. Medicina șamanică pe asta se bazează. Ei văd cauza bolilor ca pete de altă culoare, ca feniu, negru, etc., în scrisă în câmpul tău energetic, în aura ta, și pur și simplu au tehnici prin care șterg această pată de o culoare care se distinge de cea naturală a aurei și în felul acesta se elimină boala plecând de la cauză. Dacă tratezi numai efectele și ea rămâne, aceasta peste un timp din nou se va manifesta. Asta este virtutea acestei medicini energetice pe care, iată, cei vechi dinaintea noastră din antichitate au reușit să le vadă. Deci sunt oameni care au această capacitate, ori se nasc cu ele, ori se le cultivă, dar cei mai mulți sunt oameni care se nasc cu această capacitate. De-aia spuneam că medicina energetică e vizibilă. Te uiți la o persoană, nu poți să distingi nimica. Dar când mergi în amănunt, constați că sunt niște reguli, niște legi excepțional de frumos formulate și cu eficiență. Unii cred că această medicină alternativă n-are nicio valoare, nu e adevărat. Înveți imens de mult, foarte mult înveți studiind această medicină energetică, mai ales antichității. Pentru că au fost oameni cu capacități deosebite care le-au putut vedea. Îmi povestea cineva din Tibet. Numai pe câteva puncte atinse sau pe puls și spunea enorm de multe informații numai ating măsurând pulsul sau palpând pulsul. Deci e o știință pe care antichitatea a avut-o. Și acum hai să spunem altceva. Păi omenirea nu trăiește de 100 de ani de când facem noi știință. 200 de ani, hai să spunem. Omenirea e de mii de ani. Oamenii ăia aveau nevoie, nu? Și ei de medicina lor, de o terapie lor, de posibilitate de vindecare. Asta a fost antichitatea. Ei au observat niște lucruri, au avut timp și au creat această medicină. Deci, e fără îndoială că medicina clasică are posibilitățile ei cu totul. E incomparabil mai multe decât medicina antichității. Dar ăia vindecau boli pe care medicina clasică încă nu le pot vindeca, unele din ele. Ca tare, eu zic că totdeauna trebuie să dai cezarului ce al cezarului. Și unele și altele au meritele lor. Da. Mai mari sau mai puține. Încă omul din totdeauna a observat și, evident, observațiile lui au fost aplicate cu rezultatele indubitabile de vreme ce omenirea există de mii de ani, nu? Așa și discuția asupra acestor lucruri, da. Este că această... Deci magnetul, rugăciunea, zonele pe care se acționează, sigur că da, spuneam în întâlnirea noastră trecută că nu poți să excluzi efectul sugestiv, sugestia. Și asta funcționează. Placebo se bazează pe sugestie. Dar nu-i numai sugestia atâta vreme că poți să rezolvi acolo lucruri care sunt și de organic. Cu alte cuvinte, sunt mai multe cauze care pot să ducă la vindecarea unei afecțiuni. Și foarte important. Deci, de vreme ce sunt utile, discutăm despre ele. Da, de ce să nu le folosim? Nu? Da. Mulțumesc mult de tot, domn profesor. O să vă rugăm să rămâneți în continuare ca să ne ajutați, că o să luăm câteva persoane, avem deja câteva mânuțe ridicate,
pe care o să vedem care este afecțiunea de care, care își doresc să o rezolve. Pentru cei care doresc să pună întrebări, pot scrie în chat și la sfârșit vom răspunde și întrebărilor puse. Deci avem aici mai multe persoane care au mânuța ridicată. Și o să Alexandrina. Alexandrina, da, ne auzi? Da, mă auziți? Da, vă auzim. Bună ziua! Mulțumesc pentru această posibilitate. Aș avea o mică întrebare. S-ar putea face acest test sau această căutare a cauzelor ascunse fără magnet, deoarece eu nu am fost pregătită și nu am magnet la mine? Nu știu. O să vă frecați mâinile, fiindcă noi, frecând mâinile, activăm, noi în sine, noi avem un câmp magnetic. Da. Frecând mâinile, vom activa acel câmp magnetic. Da. Și cu mâna, pur și simplu, o să mergeți pe meridian și o să faceți la fel aceeași mișcare pe care eu o să fac, da? Am înțeles. Este suficientă și mânuța dumneavoastră. Mulțumesc. Drag. Alexandrina, câți ani ai? Am 53 de ani. De vârstă mea, mulțumesc. Da, suntem născute în 69. Exact. Da. Bun. Care ar fi afecțiunea cu care tu te confrunți? Care sunt durerea? Că noi ne adresăm simptomului. Da, da. Afecțiunea este un cancer de sân, care sunt în tratament, un tratament de un an de zile și, desigur, sunt absolut convinsă că este vorba de un blocaj emoțional pe care îl am din 2016 și... Da, e în sigur cu spovedanie, cu rugăciune, dar totuși este un nod care nu se deznoadă, deci nu știu. E legat probabil de o lipsă de comunicare cu părinții mei sau ideea unei lipse de comunicare sau invenția minții mele că ar fi o lipsă de comunicare, că până la urmă nici nu fie adevărat. Dar uitați că aceasta m-a blocat în așa să zic hal între ghilimele, încât am avut tensiune foarte mare în vara aceasta, timp de 3 săptămâni am avut 200 cu 100, deci măsurat pe aparat, pe tensiometru la braț și la doctor, și această afecțiune a fost descoperită în noiembrie. Eu cred că a fost o stare pe care n-am putut să o gestionez, niște emoții sigur puternice, negative, pe care eu desigur că nu le-am tratat creștinește, probabil, cu siguranță, dar nici nu am avut, cred că, posibilitatea, adică nu știu dacă de multe ori facem intenționat rău lucrurile. E și o neputință, să zic așa, eu sunt avocatul meu acum, mă fac avocatul meu. O să facem o rugăciune. Da, mulțumesc. Cred că este cazul tău, cu siguranță ar necesita mult mai multe terapii, fiindcă este un cumul de energii care au dus la deteriorarea corpului tău. Corpul tău să ajungă la așa ceva a suferit destul de mult. Nu e o simplă supărare pe cineva și aia a fost tot. Cu siguranță. Au fost multe pe care poate nu le putem... Care oricum nu se pot... Deci noi o să căutăm, scopul acestui webinar este și de a ajuta oamenii să înțeleagă ce se întâmplă și cum se poate accesa subconștientul, cum se poate lămuri de ce a venit acea boală și, bineînțeles, deci pe parcurs sau mai multe terapii, cum se poate rezolva. O să spunem o rugăciune pentru toată lumea, pentru cei care vor cere ajutorul, să primim ajutor, da? O să spunem rugăciunea Tatăl nostru, toată lumea o să asculte. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru, care ești din cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel viclean. Că a ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pojurea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, trimite asupra noastră puterea ta pentru a primi ajutor. Amin. Ne conectăm la puterea divină pentru a primi ajutor, ne conectăm la puterea divină pentru a primi ajutor, ne conectăm la puterea divină pentru a primi ajutor. Ne conectăm la puterea divină pentru a primi ajutor. În minte, corp și spirit. Acest tapping este de la EFT, EFT, Emotional Freedom Technique. Sunt puncte, de capete de meridiane pe care le activez pentru ca tot corpul să fie trezit, să fie atent și să primească toată informația și să o poată și elibera. Bun. Măsurăm pentru Alexandrina. Alexandrina, da. Deci suntem conectate amândouă. Da. O să întrebăm ce anume a determinat formarea acestei tumori. Deci, blocajul, energia care a determinat această formare acestei tumori este pe coloana A, coloana B, coloana C, rândul 1, 2, rândul 3. O energie de inhibare. O putem scoate? Nu. Deci inhibarea asta trebuie să vedem ce-i cu ea. A fost determinată de altă energie? Da. Această energie pe coloana A, coloana B, rândul 1, 2, rândul 3, rândul 4. A fost determinată de o frică. Deci o frică a dus la inhibare. O putem scoate? Da. Deci acum putem să scoate. Eu să iau magnetul, tu, între timp ce ai plecat mâinile, și o să mergi de jos în sus să scoatem această inhibare determinată de frică. Mâna stângă? Nu contează oricare mână. De jos în sus. Da. Deci dintre omoplați vom merge în sus, da? Da. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliberăm acum total, profund și definitiv toată energia de inhibare determinată de frică, care a dus la formarea celor celule rele și au determinat acea tumoare, și rugămâncei Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să deintegreze toată această energie de inhibare și toată frica și toate motivele care au dus la această frică. De orice natură ar fi aceste motive, fizice, mentale, emoționale sau spirituale, și în locul acestei frici și acestei inhibări, Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, curaj și încredere în tine și în puterea divină, că o să te poți vindeca și dezinhibarea energiilor bune în corpul tău. Am reușit să scoatem inhibarea și frica? Da! Bun! Deci am reușit să scoatem. Mai există vreo altă energie care a determinat formarea acestei tumori? Această energie este pe coloana C din nou. Ce rând. Apare și o energie de claustrofobie la tine. Să știți că nu este la mine, dar este la mama mea. E moștenită, este moștenită, da? Da, așa este, de la ea este. Da. Deci acea informație s-a dus și la tine. Da, deși eu nu sunt, dar mama mea este, da. Da. Bun, haideți să scoatem și de la tine și de la mami. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliberăm acum total, profund, definitiv, toată energia de claustrofobie. De la tine și de la mama ta și toate blocajele și distorsiunile generate de aceasta, și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să depereze toată această energie de claustrofobie și în locul acesteia Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu și eliberare și confort pentru ca tu și mama ta să vă simțiți bine oriunde v-ați afla. Amin. Amin. Mulțumesc.
reușit să scoatem? Da, și de la tine și de la mami. Perfect. Da. Mai este un blocaj care determină formarea acestei tumori, acest blocaj. Este coloana A, coloana B. 3. O energie de epuizare. Dar este o epuizare mentală la tine. Este adevărat. O putem scoate? Da. Haideți să scoatem. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliberăm acum total, profund, definitiv, toată energia de epuizare mentală care îți a determinat formarea acestei tumori și toate blocajele și distorsiunile generate de această epuizare și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dintegreze toată această epuizare mentală și în locul acesteia Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu și energie divină care să curgă prin tot corpul tău pentru a susține procesul de vindecare. Amin. Amin. Am scos-o? 100%? Da. Bun. Vreau un blocaj care ți-a determinat formarea acestei tumori, acest blocaj. Coloana, coloana B. Rândul 1, 2, rândul 3, rândul 4, rândul 5. Apare și o energie de răutate proiectată pe tine. Deci nu e a ta. Deci, vedeți cum energia altor persoane poate să ne afecteze. Deci o energie de răutate care a fost proiectată pe tine. Așa este. Eu cred că, nu știu dacă are rost să detaliem, dar așa este. Da. N-are rost să spunem de către cine sau are rost, nu știu. Este suficient dacă tu ți-ai dat seama, este suficient și să iertăm acea persoană ca să ne dezlege de trecut. Mi-e greu, pentru că sunt părinți, dar doresc din toată inima să iert. Cu atât mai mult, cu da. Atât mai mult că sunt părinți. Da, doresc din toată inima. Atunci, dacă îți dorești, ce vine din sufletel se va rezolva cu siguranță, ca să știi. Inspir, expir, te relaxezi. În numele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, eliberăm acum, total, profund, definitiv, toată energia de răutate care a fost proiectată pe tine și toate efectele acestei răutăți proiectate pe tine și toate blocajele și distorsiunile generate de aceasta și rugăm Îngerii Domnului să vină. Să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toată această energie de răutate proiectată și în locul acesteia Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor, dar Dumnezeu și protecție divină și pe toți cei care au proiectat această formă de energie asupra ta. Îi iertăm, îi dezlegăm și îi binecuvântăm să meargă în pace și să nu te mai supere niciodată pe tine și pe tot neamul tău. Amin. Vezi, răutatea asta să știi că a fost dusă pe, s-a dus pe neam. Mi s-a făcut pielea gândind peste tot. Știți că și mie. Dar trebuie să mai spunem o dată, fiindcă nu s-a curățat de tot. S-a curățat, dar mai este ceva acolo. S-a curățat. 61% s-a curățat până acum. Să mai spunem o dată. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliberăm acum total, profund, definitiv, toată energia de răutate care ți-a afectat starea ta de sănătate și procesul de vindecare. Și toate blocajele și distorsiunile determinate de această formă de energie și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dintegreze toată această energie de răutate și cerem iertare părinților tăi dacă i-ai provocat cu ceva și i-ai determinat să procedeze așa și pe toți cei care au manifestat răutatea asupra ta. Îi iertăm, îi dezlegăm și îi binecuvântăm să meargă în pace și să nu te mai spune niciodată pe tine și pe tot neamul tău. Amin. Amin. Și să spunem acest lucru. 100%? Da. Da. Excepțional. Da. Da. Mai există vreun blocaj care ți-a determinat formarea acestei tumori? Mai există vreun blocaj ascuns care a dus la această tumoare? Deci, astea sunt motivele care au dus la formarea acestei tumori. Deci, este important să curățăm ce determină apariția unui cancer în corp. Fiindcă vedem zilnic atâtea cazuri în care
S-a rezolvat cu chimioterapie, dar după aceea te trezești că acel cancer mai apare în altă parte. De ce apare acel cancer în altă parte? Fiindcă motivul care a dus la formarea primei tumori încă este acolo și el își face de cap, își face treaba. Deci, avantajul acestei terapii este că, dând la o parte ce a determinat acea formarea acelor tumori, corpul tău, data viitoare, nu va mai avea motiv ca să ducă la acest lucru. Și de asta vă îndemn pe toți să participați. Avem în luna martie, pe 4 martie și 11 martie, seminarul Vindecarea prin Cuvânt, care se va ține la București, dar va fi și online. Deja este multă lume care s-a înscris și online. Puteți să participați și să învățați. Fiindcă învățând, putem și singuri să ne curățăm pe noi și pe cei din familia noastră. Nu trebuie neapărat să ajungi terapeut să faci doar lucrul ăsta toată ziua, fiindcă fiecare dintre noi avem o carieră. Dar ca ajutor, uite, se întâmplă un caz în familie și atunci, în cazul tău, este nevoie de mai multă terapie. Învățând cum să faci acest lucru și cumpărând ghidul ăsta, care nici nu e așa de scump, dar beneficiile sunt infinit de mari. Aș, nu știu dacă pot să mai spun două cuvinte, dar îmi spuneți dacă nu e cazul. Deci, eu mai am încă o problemă la pancreas și la ficat, pentru că, de fapt, din 2016, mă rog, au fost mai multe supărări. De atunci a fost o supărare mare, mare, mare și o decepție mare, mare, mare. Nu știu, oare trebuie lucrat și pe acelea acum sau s-a lucrat pe tot? Nu s-a lucrat pe tot. Pancreasul tău. Putem doar să testăm, fiindcă este mai multă lume care a ridicat mâna și aș vrea să căutăm pe fiecare. Dar putem să ne întâlnim online și să stăm pe delete, să facem o sesiune normală de 30 de minute în care să căutăm. Dar la prima măsurătoare putem să vedem. Pancreasul tău comunică cu creierul 100%? Nu. Pancreasul tău comunică cu creierul mai mult de 30%. 2% primește informația de la creier și transmite feedback către creier? 0. Inteligența pancreasului tău a fost afectată? Da, 10, 20, 30, 40, 50, 41. 41% inteligența afectată. Deci, 41% el și-a pierdut capacitatea de a ști ce să facă. Deci, cam aici e pancreasul tău. Trebuie lucrat și văzut, fiindcă nu are un singur motiv pancreasul tău care a dus la deteriorarea lui. Deci trebuie făcută curățenie. La fel, probabil, și ficatul. Ficatul, da, da. O să apelez atunci la dumneavoastră ca să la mine sau la alt terapeut. Poate să fie doar terapeut body code. Eu am extins metoda. Depinde de dumneavoastră ce hotărâți. Deci, eu nu sunt în Franța, nu știu de unde aș putea găsi pe cineva. Da, nu știu. Bine. Cu mare bucurie. Îmi scrii și vedem ce putem face. Bine, mulțumesc. Dar cel mai bine pentru dumneavoastră este să veniți să participați la seminar, să învățați, să vă puteți curăța singuri. Am mai spus și în altă înregistrare că nu mai lucrez pe persoane care sunt în chimioterapie, fiindcă se produce prin rugăciune, eu conectându-mă la tine, se face un transfer și există mai multe riscuri acolo. Deci îți recomand să înveți și dacă va fi nevoie, poate o să-ți trimitem mai repede cartea să ajungă la tine, ghidul. Bine, dar acum ce am făcut astăzi nu a fost cu pericol, nu? Eu o să mă curăț la sfârșit. Este în regulă. Bine, vă mulțumesc mult. Cu mare drag. Mulțumim. Bun. Acum, o să luăm pe Monica, văd că are mâna ridicată. Monica, ne auzi? Da, bună ziua! Bună ziua!
Monica. Câți ani ai, Monica? 45 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc, la fel. Ce te confrunți tu? În urmă cu 2 ani de zile am fost operată de un cancer de uter. Problema s-a rezolvat. Sunt 2 ani fără chimio, fără radio. O să mă leg doar de problema care mă deranjează în prezent, pentru că au fost foarte multe probleme medicale de-a lungul timpului. În momentul de față, de vreo 3 luni de zile, mi-a apărut o durere foarte puternică în călcâi. Am făcut remeneuri, am făcut computer tomograf, am făcut față, nu poate să-mi spună de la ce provine această durere. De vreo 2 săptămâni, de la piciorul stâng, care s-a agravat tot mai mult și nu mă lasă să calc pe picior, a trecut și la piciorul drept, dar o durere puțin mai ușoară. Și deși am luat nenumărate medicamente antiinflamatoare și creme, ce mi s-a spus, această durere continuă foarte puternic și nu mă lasă să merg pe picior. Nu știu de la 1 la 10, ce aș putea să mai fac. De la 1 la 10, cât de mare este durerea ta acum? În acest moment cam undeva la 8, cam așa. Da, este 8,2. Dar când mă trezesc dimineața sau când mă pun în pat, apare din ce în ce mai puternic, în timpul zilei, fiind încălțată și merg foarte mult. Da. Da. Bine. Deci cam de fața asta ar fi singura durere sau singura problemă care mă deranjează. Da. Am și spus la început, e de preferabil cei care au o durere fizică acum, tocmai pentru a înțelege efectul acestei terapii. Cei care au o durere fizică acum să ridice mâna pentru a lucra pe dureri concrete. Da? Pentru a putea vedea și beneficiu. Efectul imediat. Efectul imediat, exact, domnul profesor, mulțumesc. Deci, o sună pentru Monica, da. Durerea lui Monica în călcâi este determinată de energie pe coloana A, coloana B, rândul 1, rândul 2. O energie de îngrijorare. O putem scoate? Nu, care a fost determinată. Altă energie? Nu. De cineva din familie a determinat această energie de îngrijorare. Poți să-ți dai seama? Copii, ești căsătorit? Da. Am două fetițe. Da, se poate să fie și din cauza copilor sau... Da. Îngrijorarea să nu plătești ceva. Adică să nu rămână copiii singuri. Pentru că foarte mult timp au fost bolnave și... Da. Așa este. Da. Deci îngrijorarea vine de la problema copiilor. Deci boala copiilor, asta te-a îngrijorat și asta a venit așa ca niște cui în călcâiele tale. Și atunci ți-e greu să mergi înainte. Bine, putem să o scoatem? Da, putem să scoatem. Deci dacă ai un magnet de frigider, o să faci cu noi. Dacă nu, pur și simplu pleci mâinile și facem acest lucru. Inspir pe nas, expir pe gură, te relaxezi. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliberăm acum total, profund și definitiv toată energia de îngrijorare determinată de starea de sănătate a copiilor și toate blocajele și distorsiunile generate de aceasta. Și rugăm Îngerul Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să deintegreze toată această energie de îngrijorare care a afectat starea de care a generat, a fost generată de
deficiența de sănătate a copiilor și rugămângii Domnului să vină să șteargă, să anuleze, să depreze toată această energie de îngrijorare și în locul acestei angelii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor, dar Dumnezeu calm, liniștire și siguranță și încredere în tine și în puterea divină, că Dumnezeu o să susțină procesul de vindecare al copiilor tăi și al tău. Amin. Amin. Deci tu cel mai tare te-ai îngrijorat, nu atât de diagnosticul tău, care e oricum un diagnostic greu, cât te-ai îngrijorat de starea de sănătate a copiilor. Da. Deci, efectul a fost mult mai mare asupra ta. Și ca mama e de înțeles. Mai există vreun blocaj care ți-a determinat această durere în călcâi? Da, acest blocaj este pe coloana A, rândul 1, 2, rândul 3. O energie de distorsionare. Distorsionare. Îmi scoate, da, de jos în sus. În numele Mântuitorului nostru Hristos, te liberăm acum total, profund, definitiv, toată energia de distorsionare care ți-a determinat această durere în călcâiești, toate blocajele și distorsionate de aceasta. Și rugăm încerc Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să integreze toată această distorsionare și în locul acestei angelii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de Dumnezeu și reorganizarea energiilor în corpul tău pentru ca informația să ajungă corect și în timp util și călcâiul tău să se poată vindeca. Nu știu, să scoatem 100%, da. Mai este un blocaj care ți-a determinat această durere în călcâi. Acest bloc, acest, da, această energie este pe coloana A, rândul 1. O energie de nerăbdare. Tu nu prea ai răbdare. Așa este? Da. Hai să scoatem nerăbdarea, că este timpul să înveți să ai răbdare. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliberăm acum total, profund, definitiv, toată energia de nerăbdare care ți-a afectat starea ta de sănătate și procesul de vindecare și toate blocajele și distorsiunile generate de această nerăbdare și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să dinpreze toată această nerăbdare și toate efectele ei asupra stării tale de sănătate și în locul acestei nerăbdări, Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor, dar Dumnezeu, calm, liniștire și răbdare după mare mila ta, Doamne. Amin. Da. Să scoatem nerăbdarea? Da. Mai este un blocaj care ți-a determinat această durere în călcâi. Acest blocaj este până ce? Rândul 3. O energie de furie care este a ta. Da sau nu? Da. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliberăm acum total, profund, definitiv, toată energia de furie care ți-a determinat aceste dureri în călcâie și toate blocajele și distorsiunile generate de aceasta. Și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să deintegreze toată această energie de furie și toate efectele ei asupra corpului tău fizic și, în loc, și cerem iertare corpului tău pentru această manifestare greșită. Și în locul acestei furii, Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, calm, liniștire și vindecare după mare mila ta, Doamne. Amin. Și echilibrare mentală și emoțională. Am reușit să scoatem furia 100%? Da, excelent. Mai este un blocaj care ți-a determinat durerea în călcâi? Mai este un blocaj ascuns care ți-a determinat această durere? Mai este un blocaj care poate întreține durerea în călcâile tale? Aș vrea să te ridici și să faci câțiva pași. Să ne spui cum simți călcâiele. Da, s-a mai atenuat durerea. De la 1 la 10, unde este acum? Undeva la 4. Mai este un blocaj rămas. Nu mai este alt blocaj rămas. E vorba de timp de procesare, da. O zi de procesare. Eu cred că mâine seară o să poți să mergi cu colindul. Da, mi-a ajutat mulțumesc. Am înțeles că hipodiaconul Marcel Mihalache a început să colinde și să facă grupul de colind, așa că să te înscrii la colindat. Mulțumesc. Drag. Bine.
O să mai... Deci, domn profesor, ne puteți face vreo completare până acum? Interesant că, sigur că da, acolo unde spui dumneavoastră, cauzele sunt multiple, nu pot fi eliminate toate pentru o ședință, dar uite că acelea care au mai mult o dependență funcțională pot să fie chiar pe loc rezolvate. Această atenuare, chiar dacă e procentual, nu totală, ci a mai rămas, exact cum spuneți, prin timpul în care, care lucrează și el asupra corpului, poate să ducă până eliminarea durerii, ceea ce este foarte, foarte important pentru o terapie de genul ăsta. Ceea ce este surprinzător este că ajungeți să puneți degetul pe rană. Asta mi se pare interesant. Din păcate, medicina noastră clasică nu totdeauna are această posibilitate. Pentru că, mă repet, emoțiile desenează un domeniu foarte delicat de acțiune, de înțelegere, de interpretare. Sunt la nivel de subconștient în care, iarăși, nu este ușor de ajuns, de decelat. Și cu toate acestea, iată că există și o posibilitate în această metodă să punem, să ajungem acolo. Asta e de lăudat, de apreciat. Mulțumim. O să mai luăm pe cineva, pe Nelea. Ok. Nu știu dacă... Penela, în care nu știu de ce nu merge. Are ceva, o problemă de setare acolo. Nu-mi dă voie să acceseze. Nu. Deci... Da, trebuie altcineva. Alina. Alina, ne auzi? Da, bună seara, se aude? Da, se aude. Bună seara. Alina, câți ani? 37. 37. Și cu ce te confrunți? Cam cu mai multe probleme de sănătate, din ce cu stări așa de panică, cu stări de neliniște, cu tulburări intestinale, suspectă de boală Crohn, slăbesc, nu reușesc să, adică slăbesc, mă mențin, dar nu reușesc să iau un kilograme, dureri de cap. Toate astea au pornit în urmă cu vreo 4 ani, cam așa. După moartea bunicii mele, timp de un an de zile, bănuiesc atunci mi-am provocat eu toate problemele astea de sănătate. Mi le-am demarat, mi le-am declanșat. După un an de zile, după moartea ei, am făcut primul atac de panică pe care nu am știut... Nu am știut ce este și nu am știut cum să-l iau și mi le-am accentuat cum ar veni, adică ajungeam la urgență într-o săptămână și de 3 ori. Până am învățat cam ce sunt și încerc să le mențin, dar pe lângă mi-au apărut alte probleme, probleme intestinale, probleme cu dureri de cap. Acum... Nu știu așa, mai analizele, sunt unele analize care acum, de exemplu, mi-arată că ceva la la fiară, ceva nu e regulă, ceva analize mai... Da. Bun. La tine, în primul rând, o să verificăm dacă emisferele tale cerebrale comunică 100%.
Alina, Alina, Alina. Bun, măsurăm pentru Alina. Emisfera ta cerebrală din dreapta transmite către stânga 100%? Da. Emisfera cerebrală din stânga transmite către dreapta 100? Nu. Deci... stânga transmite către dreapta mai mult de 50, mai mult de 10. Un singur procent. Stânga către dreapta. Deci, emoționalul cu mentalul nu prea se întâlnesc. Când apare o emoție, vine și nu mai vine raționalul să spună stop. Asta este realitatea. Tu ești aici, ești în siguranță, nu este nicio problemă. Ești în casă, e tot în regulă. Nu vine trenul peste tine. Pe când în momentul în care, cum este la tine, emisfera din stânga nu comunică cu cea din dreapta, vin emoțiile și vin și se duc până mai intri în atacul de panică. Da, mai nou încep să tremur sau am tăre așa de frig cald în corp. Da, tot felul de stări. Da, bineînțeles. Mm-hmm. Deci, blocajul cel mai mare care ți-a determinat, ia, și inteligența creierului tău a fost afectată, nu? Deci creierul tău știe ce are de făcut, știe să-și îndeplinească toate funcțiile. Numai că la comunicare, emisfera din dreapta cu emisfera din stânga nu prea vor să vorbească. Și să vedem ce anume a dus la acest lucru. Blocajul cel mai, energia care a determinat această deficiență de comunicare între cele două emisfere este pe coloana A, coloana B, rândul 1. Neîncredere. Tu nu ai încredere în alții. Da sau nu? Da, nu am încredere în special în medici, dacă mergem la medici. În familie am, da, sau un prieten apropiat, dar sau un oameni așa, dar ce nu am încredere? Nici în oameni așa. Nu, nici în oameni așa nu ai. Unele, acum depinde. Deci ce depășește familia, ai depășit granița familiei, s-a terminat cu încrederea ta. Da, da. Deci trebuie pentru toată lumea. Este foarte important ca noi să plecăm de la încredere. Pentru că în momentul în care noi manifestăm încrederea și dăm încrederea unui om, acel om se va gândi de mai multe ori până să facă un pas greșit, să-și piardă aceea, fiindcă acea încredere el o are. Și fiecare dintre noi avem acel instinct de a ne păstra încrederea. Deci când cineva are încrederea cuiva, se va gândi de mai multe ori înainte de a greși. Pe când noi din start, când manifestăm neîncrederea, nu facem altceva decât să-i dăm mână liberă la acele persoane să își facă ce crede, fără, fiindcă el oricum nu are ce pierde. Deci momentul în care noi, psihologii, când avem de pierdut ceva, suntem mult mai atenți. Și în cazul neîncrederii, când avem încrederea cuiva și avem o situație, atunci ne vom gândi de mai multe ori dacă vom face un lucru sau nu. Pentru că avem încredere acele persoane. Dacă noi manifestăm neîncredere, acea persoană va fi foarte ușor să greșească, fiindcă nu are oricum ce pierde. Deci de asta e foarte... Bineînțeles, cu precauție. Nu zice nimeni să fii or. Dar cu precauție, dar să plecăm de la încredere. Fiindcă dându-i un om încredere, îi dai și puterea de a găsi soluții și de a rezolva și de a se manifesta. Da? Bun. Putem să scoatem această neîncredere de la tine? Da. Haideți să scoatem cu magnetul de jos în sus, să scoatem această neîncredere. Inspir, expir, te relaxezi. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliberăm acum total, profund, definitiv, toată energia de neîncredere care ți-a afectat starea ta de sănătate și procesul de vindecare și comunicarea celor două emisfere cerebrale și toate blocajele și distorsiunile determinate de această neîncredere și rugăm Îngerii Domnului să vină să șteargă, să anuleze, să deintegreze toată această energie de neîncredere și în locul acesteia Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu și încredere în tine și în puterea divină că o să-ți aducă oameni în viața ta în care tu să poți să ai încredere. Amin.
Amin. Se scoate? Da. Minunat. A reușit să scoate. Mai există un blocaj care ți afectează comunicarea misterii din stânga cu cea din dreapta. Da, acest blocaj este pe coloana A, rândul 1. Nerăbdare. Nici tu nu ai răbdare. Da. Te scoate? Da. Haide să scoatem nerăbdarea asta. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, te eliberăm acum total, profund și definitiv toată energia de nerăbdare care ți-a afectat comunicarea emisferelor cerebrale și toate blocajele și distorsiunile generate de aceasta. Și rugăm Îngerii Domnului să vină, să șteargă, să anuleze, să temporizeze toată această energie de nerăbdare și în locul acestei Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu și răbdare și timp suficient pentru a face orice îți propui. Amin. Amin. Da. Eu când mi se pare așa că nu am suficient timp, îmi țin cele trei degete unite și spun, eu fac totul în minim de timp cu maximă eficiență. Și atunci reușesc să văd și pe toată lumea și să mă încadrez și în timp și să fiu punctuală în tot programul. Deci sunt lucruri mărunte pe care noi le putem face și să ne ajute, ne stimulează. Și atunci creierul nostru face toate acele conexiuni în care să fim și organizați, să fim și atenți și să putem găsi și soluțiile imediate. Vă recomand să faceți acest lucru. Da, mulțumesc. Cu drag. Mai stă un blocaj care afecta comunicarea emisferii tale cerebrale din dreapta, din stânga către dreapta. Tu ai și dureri de cap pe partea stângă, aici? Pe partea dreaptă, în spate, de la așa cum mi-ați arătat. Exact așa. Fiindcă da. A apărut o durere foarte frecventă. Da. Poate să fie și în oglindă durerea. Bun. Mai este un blocaj care ți-a afectat comunicarea emisferelor la această energie este pe coloana B, rândul 1. Și energie de nervozitate. Da sau nu? Da. Învăț, bun, de câțiva ani, așa mai bine, o controlez cum ar veni, adică nu... Da, dar dacă tu o simți înăuntrul tău, noi putem da. Să fim suficient de puternici încât să nu manifestăm afară, să deranjăm pe toată lumea. Da. Dar atât timp cât ea există înăuntrul tău, domnul profesor ne poate spune și ne poate confirma că acea chimie se va produce în corpul tău, chiar dacă noi nu ne manifestăm o stare. Da. Putem să scoatem? Haideți să scoatem. Inspir, expir, te relaxezi. În numele Mântuitorului nostru Hristos, te eliberăm acum total, profund, definitiv, toată energia de nervozitate care ți afectează starea ta de sănătate și procesul de vindecare și comunicarea celor două emisfere cerebrale și toate blocajele și distorsiunile generate de această nervozitate și toate motivele care au determinat sau au întreținut această nervozitate, de orice natură ar fi fost acestea. Fizice, mentale, emoționale sau spirituale și în locul acestei nervozități, Îngerii Domnului să pună echilibru, armonie, ajutor de la Dumnezeu, calm, liniștire și siguranță oriunde te afla. Amin. Deci să scoatem această energie de nervozitate? Da, 100%, da. Mai există vreo altă energie care afecta comunicarea celor două emisfere? Nu, putem să... Bun. Putem să le facem comunicarea dintre cele două emisfere. Acum, cu magnetul o să mergem de sus în jos pentru a reseta, a face acea resetare dintre cele două emisfere. Inspir, expir, te relaxezi. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trimite în dragoste și cunoștință emisferii tale cerebrale din stânga și o aliniem și o resetăm și o reconectăm și o binecuvântăm cu puterea de a transmite integral toate semnalele necesare bunii comunicări cu emisfera din dreapta. În numele Mântuitorului nostru Hristos, trimite în dragoste și recunoștință canalelor de comunicare dintre emisfera din stânga și emisfera din dreapta și le aliniem și le resetăm și le conectăm și le binecuvântăm cu puterea de a fi canale curate și perfecte de energie și lumină pentru ca cele două emisfere să comunice 100% pentru binele tău cel mai înalt. În numele Mântuitorului nostru Hristos, trimite în dragoste și recunoștință emisferii tale cerebrale din dreapta
și o aliniem și o resetăm și o reconectăm și o binecuvântăm. Cu puterea de a accepta, absorbi, integra și activa toate semnalele necesare în bunii comunicări cu emisfera din stânga. Amin. Amin. Deci, emisfera cerebrală din stânga transmite către dreapta 100%. Da, excelent! Deci, în cazul în care ar fi fost problemă de comunicare și din dreapta către stânga, am fi pornit de la dreapta către stânga. La tine nu a fost cazul, fiindcă emisfera ta cerebrală din dreapta vroia să vorbească cu stânga, dar stânga mai puțin. Bine! Deci, asta era urgență de făcut la tine. O să vezi cum te simți, o să te rog să îmi scrii pe e-mail și ținem legătura. Să vedem dacă mai este nevoie și de altceva de făcut la tine, da? Ce interesant că am simțit așa mai ușurat, așa mai eliberat, am simțit interesant. Da. O să vezi că nu o să te mai enervezi atât de repede. Nu o să mai simți atâta stres, nu o să mai faci atacuri de panică. Am văzut lucrul ăsta de nenumărate ori și este miraculos. În momentul în care emoționalul reușește să comunice cu raționalul, se produce acel echilibru în corp. Și îți dorim multă sănătate. Mulțumesc! Mulțumesc da. Tare mult! Da, mi-a ajutat. Doamne ajută! Bine, acum o să luăm întrebări, dacă cineva... Deci, nu o să mai facem terapie, dar o să răspundem la întrebări. O să caut pe rând să cei care au mâna ridicată să pregătească câte o întrebare pentru mine sau pentru domnul profesor. Îl aveți aici, beneficiați de dânsul din plin. Vă rugăm. Ia să vedem. Am aici un număr de telefon care am... Nu merge, văd că nu merge chiar la toată lumea să desfacem. Daniela. Nici la Daniela nu merge să desfacem microfonul. Nicole. Este o problemă de... Nicole, ne auzi? Eu da. Da. Bine. Vrei să ne auzi o întrebare? Mai bine a spus un feedback. Da, vă rog. Poate întrebare. Pe mine m-a preocupat lucrul ăsta de acum foarte mult timp. Din cauza vieții pe care am avut-o, am lăsat-o deoparte. Acum văd că iar începe să mă atragă lucrul ăsta. Deci l-am ascultat și pe părintele și pe domnul Constantin Dulcan. Am ascultat conferințe, am ascultat și alte persoane care vorbesc despre fizica cuantică, despre tot tipul de lucruri de genul ăsta. Eu am avut o viață dificilă și cred că încă n-a avut efecte negative asupra corpului meu de moment. Dar posibil să aibă poate acum sau poate mai încolo. Și mă interesează să învăț această metodă pentru mine și pentru cei din jurul meu și pentru cei pe care pot să-i ajut. Dar pe de altă parte și mi se pare și o formă de șamanism pe care eu l-am acum mult timp l-am negat. Știind că sunt anumite forțe în spatele lui, știind că o anumită energie există, o anumită, forță o activează. Dar am considerat-o că este negativă și din cauza aceasta am dat-o la o parte. Da, nu este o formă de șamanism. Noi, așa cum am spus la început, da. Suntem creștini ortodoxi. Da. Tot ce facem este prin accesarea și rugăciunea noastră către Dumnezeu. Nu e Titiana cea care vindecă, asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Da. Este rugăciunea lui Titiana către Dumnezeu pentru a aduce vindecare. Deci e o mare diferență. Da.
Exact. Asta vreau să pun deoparte, că nu, că vreau să se facă diferența bine între lucruri, între lucruri și între energii, pentru că energiile astea sunt un pic diferit, destul de dificil de detectat, să zic așa. Sau, mai bine spus, am eu o problemă în a detecta care este cea bună și care este cea rea. Sau poate eu o detectez, dar după aceea mintea îmi spune nu, că trebuie să faci așa sau faci altfel și iar mă confund. Deci, problema mea este de când eram mică și cred că mi s-a transmis de la tatăl meu o neîncredere și o divergență, ce să fac. Deci tot timpul am avut, fac asta sau cealaltă. Am fost un pic indecisă. Un pic, nu, mult. Iar când m-am decis, am decis pe partea negativă. Deci, problema asta încă n-am reușit să o rezolv. Am aproape 50 de ani. Problema este că dacă ți se răspunde la rugăciunea Tatăl nostru, nu poți să vorbești despre energii negative, ci pur și simplu acolo rămâne teritoriul spiritualității divine. Deci asta e diferența. Crucea, închinarea și Tatăl nostru este rugăciunea regală care aparține lui Iisus. Deci acolo vorbim de energii luminoase, de lumină, de divinitate. Dacă asta ți-ar apărea spontan, fără să te rogi, atunci poți să ai dubii, da? Iată, doamna Titiana, asta face. Da. Folosește rugăciunea regală, să spunem, Tatăl nostru, nu mai poți avea dubii. Asta e diferențierea. Da. Știu, se spun de multe ori despre lucrul ăsta, dar vreau să vă spun că la multe persoane le s-a indicat ca remediu tocmai această rugăciune, care a avut coșmaruri diferite în forme de manifestare a răului, a meseli, frică, anxietate, depresie, claustrofobie, etc. Și s-a indicat exact tocmai această rugăciune. Nu altceva. Deci, ca să pot să fac diferența dintre una și alta, prima dată mă rog și după aceea încerc să gândesc. Dacă la rugăciunea asta răspunde, nu poți să ai dubii de unde vine vindecarea. Da. Și nu, tu ești cel care vindecă. Tu pur și simplu rogi pe Dumnezeu și după aceea o să vezi. Și Dumnezeu nu pregete să răspundă rugăciunilor noastre. Noi singurul lucru pe care îl facem noi este să activăm meridianul vasul guvernor, să trezim sistemul nostru nervos, să recepționeze acea rugăciune, ca să fie parte integrantă. Păi asta vreau să fac și eu, să văd cum, adică vreau să învăț. Așteptăm la București sau pe online, se poate participa online, 4 martie și 11 martie, la sala Dallas. Și domnul Marcel Mihalache își dorește foarte mult să ajungem în Franța cu o conferință. Deci s-ar putea, dacă cererea va fi suficientă, să venim în primăvară să ajungem cu o conferință acolo. Deci depinde de publicul francez, cât de mult românul francez își dorește acest lucru. Deci dacă... Eu sunt român din Spania. Okay, dar am pe cineva, o româncă din Italia, care a spus că ea va veni în Franța dacă vom merge. Așa că dacă între București și Paris, diferența este de câteva ore, de două ore de zbor cât. Așa că... Da, sunt foarte aproape și în vară a venit foarte multă lume, chiar și din Canada. Deci au fost Italia, Germania, Austria, au fost multe persoane care au venit, fiindcă au conștientizat, au avut parte de terapie și văzând efectele terapiei, au luat zile de concediu să vină. Eu nu am atâta răbdare până pe 4 martie. Trebuie să ne întâlnim poate online până atunci, dar deși agenda este extrem de plină. Până prin aprilie. Vine și ea mai este destul de plină, e adevărat. Da? Dar totuși, dacă găsim o jumătate de oră... Scriem și o să vedem ce se poate face, da?
Da. Bine, să vedem. Și trebuie să exprim admirația pentru domnul Constantin Drulcan, pentru cartea pe care a scris-o și pentru conferințele pe care le-am ascultat. Voiam să îi dau feedback, nu? Pentru, pentru lucrurile astea. Îmi pare rău că nu am avut posibilitatea de acum mult timp să pot să dezvolt lucrul ăsta, căci și eu țințeam ceva în domeniul acela, dar fiindcă toată lumea gândea într-un fel, am acceptat lucrul ăsta. Dar acum parcă încep să dau la o parte ceea ce gândește toată lumea și, cum să zic eu, normele societății, care nu întotdeauna sunt bune. Cele bune le accept, dar cele care nu, prefer să le dau la o parte. Și piața a fost invadată de tot felul de, da, de terapii, care mai de care. Trebuie, într-adevăr, toți oamenii să fie foarte treji în ceea ce aleg. Exact, pentru că sunt multe și am văzut multe pe internet, clar. Acum pe Facebook și pe YouTube găsești tot ce vrei și ce nu vrei. Dar prefer totuși de la român de ai mei. Cu toate că și sunt, ascult conferințe în spaniolă și dau aceleași idei, aceeași, cum să zic eu, forța spiritului care poate să conducă și să fie pe deasupra planului fizic, să zic așa. Adică medicina tradițională, eu sunt enfermera, medicina tradițională ceea ce face este să pună anumite norme, să facă la un nivel, să zic așa, destul de fizic, dar nu a căutat mai mult decât asta, să treacă peste nivelul fizic și să vadă mai încolo. Dar sunt oameni care am ascultat conferințe și care au ajuns și la concluziile acestea după o viață de neurochirurgie sau o viață de căutări pe care le-au făcut. Deci lucrurile astea nu numai la domnul Drulcan le-am întâlnit, ci chiar am întâlnit și în Spania o anumită persoană și la chiar mai multe persoane. Deci, cum să zic eu, cred că este ceva general care se descoperă. E o singură lege a Universului, legea binelui. Oricine ar vorbi despre ele, trebuie să ajungă la aceeași concluzie. Da, exact. Chiar dacă este în altă parte, dar dacă are deschidere spre bine, cred că ajunge la aceeași concluzie. Absolut. Lumina nu poate veni din partea întunericului. Da. Mulțumim frumos. Mulțumim. Și eu. O să rugăm pe Viorel Oltean. Să vedem dacă... Viorel, ne auzi? Iarăși, încă nu merge nimic. Alo, alo? Da. Bună ziua! Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru organizare și pentru că împărtășiți în direct cu noi experiența extraordinară pe care o aveți. Am doar un cuvânt de mulțumire pentru domnul profesor Drulcan, pe care l-am întâlnit acum 40 de ani prin cartea lui. În acel moment aveam 14 ani și paradigma care m-a condus în toată cariera de atunci și până acum de medic, a început cu inteligența materiei și cu cărțile care au urmat după aceea. Deci sunt foarte mulțumitor. Structura mecanicii cuantice pe care am întâlnit-o mult mai târziu și este o carte minunată care a apărut acum 3 ani, scrisă de un profesor ortodox, John Breck, Beyond the Horizons, care în momentul în care pune prisma mecanicii cuantice peste înțelegerea și peste dihonile noastre carteziene sau mistice, practic nu mai este nicio tensiune. Totul este într-o armonie extraordinară. Iar dumneavoastră ați avut curajul și această sămânță pe care ați pus-o la mulți, mulți oameni pe care nu-i cunoașteți, ca să vadă dincolo de timpul lor. Mulțumesc. Corect. Corect. Și eu vă mulțumesc pentru eco. Și vă doresc mult, mult succes în continuare. Aveți toate premizele cu astfel de gândire. Eu vă mulțumesc. De succes. Sperăm să ne întâlnim la Paris. Cu mare drag. Cu mare drag. Ar fi chiar interesant. Da, avem. Sunt multe lucruri pe care le putem discuta
și oamenii să poată beneficia de ele, într-adevăr, pentru ca drumul spre vindecare să fie mai rapid și mai ușor. Da. Mulțumită aceste epidemii de COVID, am avut parte de comunicare cu oameni pe care nu-i cunosc prin telefon și pentru că îmi picau ochii de somn noaptea la miezul nopții, închideam ochii și am început să aud și să simt lucruri pe care nu le-am simțit niciodată. Și asta nu este... neapărat. Asta e experiență spirituală. Dacă, sigur, evident, răspunsurile erau de ordin pozitiv, sigur. Răspunsurile erau pozitive și au fost cu mult ajutor. E perfect. Dar întotdeauna, cum ați spus și cum spune Titiana, cu rugăciune, nu suntem noi cei care facem nimica. Îngerul face, Domnul face. Noi suntem mâna, vasul. Mâna e în altă parte. Sursa e în altă parte. E mult de asta. Și suntem legați unii de alții. Și ne-am întâlnit aici. Principiul. Și dacă ne-am întâlnit aici, o să fim mult timp împreună. Principiul interconexiunii, totul e interconectat. Entanglement. Da, întreg univers. Și asta e lucru formidabil. Că cineva spunea foarte frumos că cea mai îndepărtată galaxie își trimite radiația până în grădina noastră. Imaginați ce superbă metaforă. Și în grădina noastră există urme ale galaxiilor de la marginea universului, dacă ar fi exista o margine, evident. Discutăm tot metaforic. Și gândul dumneavoastră bun face să crească flori, nu se știe în ce galaxie îndepărtată. Nu știți povestea aia că dacă rupe petale într-o floare, deranjezi o stea? Formidabile. Iar e un lucru teribil de frumos spus. Da. E și normal să înțelegem că totul este interconectat, pentru că nu putem admite că sunt mai multe universuri cu alte cauze, alte forme de manifestare. E o lege. După care toate celelalte, sigur că da, poartă formele individuale, cum asta face plăcerea ochiului, nu? Această infinitate de forme specifice din universul ăsta, dar toate sunt interconectate și răspund aceleași legi, legea divină. De partea asta. Da, terțium, acel terțium posibil, neexclus. Unu de și partea unu asta, da, de ascult. Partea asta a eternității, avem marele dar să ne întâlnim unii cu alții. O, da. Se și spune că cei care au ceva de făcut se întâlnesc și aici. Cei cu care doar îți dai bună ziua, dar n-ai ceva de realizat concret în viața asta, sunt și ei, ca și tine, călătorii prin spațiu. Dar cu cei care ai ceva de realizat, deja din planul superior din care ai plecat, este decisă și ora și minutul când te vei întâlni, tocmai pentru că ai ceva de făcut împreună. Asta este, face parte din această tehnică fantastică a Divinului, care poate să lucreze într-o infinitate de planuri în același timp. Este instantaneitatea lucrurilor. Această uimitoare capacitate îți dă sensul divinului, îți spune că nu ești singur și că deasupra ta există o rațiune divină de dincolo de noi, care nu o poți eluda. Dacă poți gândi, dacă nu. Eu cred că astea sunt, de fapt, programate, venim cu ele, asta e părerea mea. Cel care le înțelege e programat din start când pleacă. Cel care le înțelege, nu înțelege acum, înțelege mai târziu, dar el există. Și mai ales cei care au misiuni concrete. Dumneavoastră, de pildă, faptul că ați înțeles, este programat. Probabil că și eu și doamna Titiana facem parte din aceeași programare. Sigur că da, programarea fiecare e diferită, unul mai mult, altul mai puțin. Repet, tocmai asta face frumusețea lucrurilor, că totul e diferit. Are culori diferite, forme diferite, da. Uitați-vă la o floare. Să vezi că tulpina este doar verde, pigmentul verde. Și să vezi în corolă, în petalele alea, acest degradeu de culori. Mintea mea nu poate să înțeleagă cum dintr-un singur pigment verde o floare poate să aibă atâtea degradeu de atâtea culori splendide. De aceea mi se pare că trandafirul este frumusețea regală. Dacă nu intram la medicină imediat după liceu, asta voiam să fac.
Să mă ocup să obțin noi sări de trandafir regal cu nume de principese, de prințese. Dar Dumnezeu a vrut altfel. Și dacă a vrut, am supus. L-a supus bine, domn profesor. Doamna Titiana, doamna Titiana are darul să împărtășească. Are un dar, asta îi spuneam că, nu, să zice, suntem 10 oameni, învățăm aceeași tehnică, nu avem aceeași rezultat. Suntem foarte diferiți în privința asta. Și ca medici, știți foarte bine, sunt medici de succes, medici care o fac asta. Așa, cum spunea Confucius, că dacă faci din silă o profesie, viața ta e nefericită. Dacă, dimpotrivă, o faci cu pasiune, toată viața ta va fi o fericire. Se pare formidabil. Formidabil, spus. Da. Doamna Titiana a spus ceva extraordinar. Acel lucru de concentrare, când ai 4 lucruri de făcut, 5-6 într-o zi, și te rogi și spui îngerului să facă el 5, că tu poți să faci 1 și seara toate sunt rezolvate. Și Iisus spune asta, dă-mi mie povara ta și eu ți-o rezolv. Aia mi s-a părut formidabil. Ți se pare greu ce ai de dus, dă-mi mie povara ta. În 70, când terminasem eu specialitatea, mi-am pus sub cristalul de pe birou această zis a lui Iisus. Formidabil. Vă dau pacea mea ca să nu vi se tulbure inima și nici să se spăimânte. Adică folosirea arhaismelor nu să se înspăimânte, să se spăimânte. Aia mi s-a părut teribil, o frumusețe. Am și scris asta, că chiar dacă limbajul ni se pare nou, anacronic, arhaic, are frumusețea lui și semnificația lui, tocmai de-aia merită să-l folosești și să-l repeți. Sunt multe lucruri în universul ăsta superbe, dacă poți să le vezi, dacă ești programat să le vezi, dacă ești atent la lucruri. Și până la urmă eu cred foarte tare în destin. Eu cred că facem și aceste programe și mai mult. Nu fiți grăbiți și împărtășiți și dumneavoastră mai departe. Da, noi încercăm. Dați o pasă la întâlnire cu timpul pentru cei care vor veni și pentru cei care sunt și care încă nu v-au întâlnit. Nu suntem egoiști, așa că aș fi spus doamna Titiana. Puteți să învățați singur, nu e nevoie neapărat să apelați la noi. Eu cunoșteam pe cineva din Italia care a învățat la un maestru niște tehnici și le-a spus cu condiția ca 30 de kilometri de aici tu să nu lucrezi, să nu-ți faci un cabinet. Altfel, nu spun. Adică menținea unele lucruri secrete. Mi se pare că cel puțin materie de medicină trebuie să avem secrete. Măcar atât. În materie de sănătate a omului ar trebui să fim deschiși. Inventatorul vaccinului contra poliomielitei a primit $1 și a murit sărac. Despre COVID știm toți. O, da, câți au murit săraci? Știți foarte bine. Sper că nu mai o să avem parte și în iarna asta de ce a fost. Măcar să ne lăsă această libertate și să nu mai avem anxietatea asta, tot acest menținere prin media de amenințări. Pentru că anxietatea și depresia nu sunt deloc bune pentru noi. Pur și simplu te defrișează toată energia, te golește. Și evident că vedeam acolo pe cineva care a avut această boală displazică. Se poate face și din ură și din suferință un cancer, din păcate, mai ales tristețea profundă, pierderea cuiva, o pierdere de alt ordin, care nu poate fi ușor vindecată, poate să ducă în timp la asta, pentru că disturbă toată funcționalitatea, ordinea, disturbă ATCG-ul ăla, disturbă ordinea celor 4 gene fundamentale. Adimină, timină, citozină, guanină. Vedeți, noi vorbim cu 26 de scriem cu 26 de litere, vorbim cu ele, dar Dumnezeu a făcut, face carnea noastră numai din 4 litere, 4 gene, fantastică ce este. La care o pierde mereu și una dintre soluții este rugăciunea. Repunerea lor în ordinea, pentru că alterarea ordinii înseamnă pentru ADN-ul, are ca rezultat
producerea unei forme alterate de proteine. Deci revenirea, rugăciunea este una din căile care ne readuce, sigur, mai meditația și altele, dar rugăciunea, într-adevăr, determină universul și prietenia. Contează foarte mult. Am citit despre acel corean care la 7 ani deja era student la Politehnică din Coreea de Sud și l-a luat NASA, evident, și el, după un an a plecat și a venit înapoi în Coreea de Sud spre nemulțumirea concetățenilor lui, că aveau și acolo un om la NASA, nu? Și nici măcar nu a venit în capitală, în Seul, s-a dus undeva în provincie ca profesor de liceu. Și el motivează la întrebarea de ce te-ai întors de acolo. Zice, voi credeți că acolo e fericire, să știți că e foarte mult pustiu. Zice, și esența vieții nu constă în poziția în care ești, ci în relațiile sociale pe care le ai. Mi s-a părut formidabil. Un geniu care spune, nu, ai o relație socială de prietenie. Deci, și știu acum, și din alte surse, sentimentul de prietenie, de bucuria pe care o faci, o ai când comunici cu cineva la modul armonios, modul plăcut, la care aștepți imediat să te vezi, pentru că socializarea nu e doar un schimb, cum credem noi, de vorbe, de cuvinte. Socializarea înseamnă pur și simplu un schimb de energie care se poate face, dacă vrei, și cu ochii închiși. Și mai era un lucru, care am făcut o conferință recentă despre asta. Corpul are nevoie de atingere. Este formidabil. Atingerea aia care declanșează secreția de oxitocină, la rândul ei celelalte, dopamina, serotonina, din nou sunt puse în acțiune. Deci atingerea asta condiționează o biochimie a păcii, a sănătății, a bucuriei de a fi, care este strict necesar. Eu spun următorul lucru, că cu toți avem nevoie în stresul cu care trăim zi de zi, asta nu se poate evita, asta este lumea. Dar în stresul ăsta, măcar o jumătate de oră, o oră în timpul zilei, să-ți permiți să fii cuplat la producerea de oxitocină și serotonină. Se formă unei fericire, ar bucurie, ar plăcere. Contează foarte, foarte mult. Adică să îndulcești puțin pilul ăsta amar, pe care nu vrei, o trăiești prin stres. Sau oboseală, epuizare. A spus mereu doamna Tetiana că epuizarea poate fi de asemenea o cauză a perturbărilor care se acumulează în timp. Dar ceea ce mie mi se pare foarte important este că totuși medicina descoperă, se întreagă de noi procedee, noi soluții pentru ca longevitatea noastră să aibă o șansă. Deci, vedeți, în 1900 omul trăia în jur de 50 de ani. Igiena. În Franța 5% din populație avea mai mult de 60 de ani în 1900. Deci, igiena, medicina a contat foarte mult. Oamenii nu știau de ce trebuie să se spele. La curtea lui Ludovic Soare, al XIV-lea, sub crinolinele ale doamnelor, prințese, se scărpinau cu grifele alea, unele de lemn, altele de pildeș, pentru că nu știau că trebuie să se spele și sigur că mizeria atrăgea paradisul se de lucruri. Progresul în cunoașterea a societății este indubitabil. Dubitabil și omenirea a învățat foarte mult din lucrul ăsta. Enorm de mult. Deci trăim într-o epocă în care se spune că suntem avantajați, că beneficiem de toate aceste posibilități pe care tehnologia le pune la dispoziție. Păcatul e când nu luăm în calcul și efectele secundare ale utilizării unui device. Și când îți dai seama că consecințele sunt mai... pagubele aduse de efecte secundare sunt mai mari decât beneficiile, se oprește acel lucru. Aici intervine răutatea, perversitatea omului. Noi nimic mergem înainte. Adică trebuie să te gândești totuși, dacă tu ai inventat ceva care oferă un beneficiu pentru populație, dar efectele secundare sunt mai mari decât beneficiu, atunci acel lucru trebuie oprit. E, puțin mai o morală să oprească. Aici intervine ceea ce noi acuzăm cu toții, că societatea pare să fie din ce în ce mai mult o vale a plângerii. Mai ales, uitați-vă acum la această nefericire a unui război care nu știi nici când se poate opri sau dimpotrivă, extinde. Pentru mine război e o nimicnicire declarată oficială. Omul se ucide din ordin.
aberant. În secolul rațiunii să mai poți să recurgi la astfel de ordine. E aberant. E un paradox. Pur și simplu un paradox. Adică, dumneavoastră, noi, medicii și toți ceilalți terapeuți, fac toate eforturile să aducă omului vindecare, să creeze, să fie cauza unui bine, în timp ce alții nu vor decât să creeze bombe, să facă războaie, să ucidă. Acest paradox al lucrurilor, a forțelor contrare. Vom scăpa vreodată de ele sau nu? E greu de spus. Foarte, foarte greu. Nu avem răspunsuri în afară, căutăm uneori răspunsuri înăuntru. Da, noi, știu. Am coborât odată punând întrebarea înăuntru dacă în corpul nostru este război. Și răspunsul este. A fost paradoxal, în permanență. Da, este. Este. Da. Totul se condiționează prin plusul și minusul, da. Plusul singur nu poate face nimic, după cum nici minusul. Dacă ar fi numai minus, n-ar mai exista nimic. Dacă ar fi numai plus, nu s-ar putea controla, nu s-ar opri și atunci, să zicem, temperatura noastră, dacă n-ar fi controlată și ar trece 38, 9, 40, toate proteinele noastre s-ar congela, deveni solide. Deci nu, solul se transformă. Dați-mi voie să vă îmbrățișez cu gândul și pe dumneavoastră și pe doamna Titiana. Vă și nu vreau și să monopolizez discuția. Mulțumesc mult de tot. Și noi vă mulțumim mult, vă dăm multă sănătate și succes, domnul doctor. Mulțumim mult. O să mai luăm o singură întrebare. Mulțumim. O să luăm o singură întrebare, după care o să rugăm și pe domnul Marcel Mihalache să deschidă microfonul pentru a-i mulțumi pe această cale, pentru această inițiativă care a fost minunată. Prima dată, deci o să vă rugăm să pună ultima întrebare. A fost o bucurie să discutăm. Ce oameni? Da. Nu încă. Da. Văd că nu merge. Ok, deci va trebui să-l luăm pe domnul Mihalache, care sper să-i meargă microfonul să ne poată auzi. Da. Se aude? Se aude? Se aude. Doamne ajută, bună ziua! Bună ziua! Doamna Titiana, ne simțim foarte onorați că sunteți aici împreună cu noi, sunteți în inima noastră, în gândul nostru. Și noi faceți parte din ființialitatea noastră, acum faceți parte din ecuația vieții noastre și mulțumim. Vă mulțumim pentru bogăția care ne-o aduceți, pentru bucuria care ne-o faceți, prin bogăția care o aduceți. Mulțumim la Dumnezeu că sunteți niște daruri extraordinare primite de la Dumnezeu pentru noi, care nu neapărat le merităm, dar prin harul Lui, uite ce avem în fața aici, în fața ecranului, nu știu cum să zic, doi binecuvântați, doi mesageri ai Lui. Da. Noi existăm pentru că sunteți dumneavoastră. Dacă dumneavoastră n-ați fi ca să intrați în dialog cu noi, n-am avea sens și n-am exista. Nimeni nu este singur. Totul se condiționează. Dumneavoastră așa să fie astăzi. Când am spus de dumneavoastră, adică majoritatea, da, mă scriu și eu. Bine, s-a întâmplat acum puțin că s-a numerit sărbările de Crăciun. Da, de sfârșit de an, sigur, Crăciunul, da. Și da. Multe biserici acum la noi au făcut sărbarea de Crăciun astăzi. Nu, zic că... E ușor de înțeles. Da. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc în numele comunității, în numele grupului. Am făcut un grup. Primul meu grup. Frumos. Harmony France, deci, și pe care o să rămânem în contact, să putem să ne mai reîntâlnim în, să dea Dumnezeu cu toată dragostea, să ne mai povestiți, să ne mai aduceți informa, că nu poți să în două ore să transmiți tot. Evident ce tu ai nu. În inima ta. Dumnezeu acum ne-a transmis cam punctele, punct cu punct, cam ce ne trebuie nouă acum. Sunt lucruri pe care, deși vă urmăresc, v-am urmărit
YouTube-urile noastre, conferințele, tot, am găsit lucruri care nu le-ați mai spus. Și zic, extraordinar, zic că... Dar în, cum ziceți, în funcție de auditoriu, ceea ce Dumnezeu vă dă, ceea ce Duhul lui Dumnezeu vă, vă dăruiește, ne-o dăruiți nouă. Mulțumim încă o dată și vă așteptăm la Paris. Noi mulțumim la semeni și să ne bătinem cu bine. Cu toată dragostea. Mulțumim mult încă o dată. Și sărbători fericite! Asemenea, sărbători fericite și un an cu mult mai multe bucurii decât necazurile care ne le-am oferit până acum. Amen. Așa să ne ajute Dumnezeu. De Domnul. Doamne ajută. Doamne ajută. Mulțumim mult de tot, Marcel, pentru dragostea pe care și grija care o ai pentru românii din Franța. Și s-a văzut cât de mare a fost inima ta și cât de mult ți-ai dorit să faci acest lucru pentru românii de acolo. Și cu siguranță se va putea realiza și acea întâlnire fizică de la Paris. Pentru că, cum a fost și în Frankfurt, domnul profesor, numai ce este mai puțin de o lună de când a fost în Frankfurt și a fost o sală arhiplină și românii care s-au plecat de acasă se bucură nespus de o astfel de întâlnire. Da, o foarte, întâlnire foarte reușită. Da. Așa că dacă Dumnezeu va urândui, vom ajunge acolo împreună și vom putea sta de vorbă. Da, să ne cunoaștem direct, mare avantaj. Mare bucurie. Cu mare zi. Doamne ajută. Vă îmbrățișăm cu drag. Mulțumim tuturor participanților. Și noi mulțumim, doamna Tatiana. Domn profesor, n-avem cuvinte de mulțumire pentru cât împărtășiți și cum știți de fiecare dată să ne... cu bucurie să ne transmiteți atâtea lucruri minunate, de a ne face lumină în minte și în suflet. Fiindcă, bine să vă spun, sunteți și mintos și aveți și suflet. Hai, să nu exagerăm. Da. Dar oricum ne străduim și asta e sigur. Este minunat. Știți cum se spune? Ce începe tu, spune Iisus, că restul continuă eu. Mi s-a părut formidabil. Adică să existe începutul, că după aceea continuare, într-un fel sau altul, găsim resurse. Inițiativa e cea mai importantă, ideea. Inițiere. Bine. Mulțumim. Te dorim pentru toți sărbători fericite. Crăciun fericit. Un an nou. Bine. Fericit, cu bucurie. Mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Doamne ajută. Asemenea, Domnul face numai bine. Mulțumim. Deci să ne vedem cu bine în curând. Sănătate multă. Mulțumesc din nou, profesor. Și eu să